Peste o mie de persoane au participat astăzi la procesiunea desfășurată în municipiul Bistrița. La Biserica Sfinții Trei Ierarhi, în al Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat ramurile de salcie care au fost împărțite credincioșilor pentru a le purta în procesiune. Ierarhul, preoții și credincioșii au pornit în procesiune pe traseul strada Alexandru Dobescu, Bulevardul Republicii, Piața Petru Rareș, Piața Unirii, sediul protopopiatului Bistrița. Aici, Ierarhul a săvârșit vecernia și a rostit un cuvânt de învățătură. Am făcut această procesiune amintindu-ne că atunci, în anul 33, mulțimi imense l-au însoțit pe Domnul Isus Hristos din Betania până în Ierusalim și strigau Osana! Binecuvântat este cel ce vine într un numele Domnului. Și mai abitir decât toți strigau copiii nevinovați. Și întrebarea pe care ne-o punem este de ce erau atât de entuziasmați și îl recunoșteau ca împărat al cerului și al pământului. Pentru că în ziua respectivă Domnul Iisus Hristos în Betania îl înviase pe Lazar din mor prin prezența în altă voastre, am pregustat din bucuria sărbătorilor de flori și florii. Iar venind în pelerinaj, în procesiune de la Biserica Sfinții Treierarhi până aici, gândul ne-a dus în Betania și în Ierusalim. Acesta a fost al treilea an în care procesiunea de flori are loc și în municipiul Bistrița.